Și în luna august, Primăria Municipiului Timișoara continuă seria tratamentelor de dezinsecție aeriană pentru combaterea țânțarilor și alarvelor acestora. Acțiunea este programată în data de 1 și 2 august, între orele 5.30 și 9.30. Stropirile se efectuează pe toată raza orașului Timișoara. Cetățenii sunt rugați să evite să stea în rază de acțiune a avionului în timp ce acesta pulverizează, pentru a preveni eventualele incidente neplăcute. De asemenea, apicultorii sunt rugați să ia toate măsurile necesare în vederea protejării albinelor. Produsele folosite sunt avizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătății. Totodată, acțiunile de dezinsecție sunt esențiale pentru a asigura un mediu sănătos și plăcut pentru toți locuitorii orașului.